Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit, bun regăsit la altă ediție a emisiunii Educultura. Dacă decembrie s-a instalat peste județul nostru cu temperaturi scăzute și cu primii fulgi de nea, e semn că o mare sărbătoare a locului, Crăciun în Maramureș, urmează să se desfășoare aici, în incinta Muzeului Satului din Baia Mare. Ca realizator al emisiunii Educultura, sunt alături de toți cei care astăzi au decis să se implice în acest eveniment de cultură și de artă populară. Pentru că, nu-i așa, noi dascălii trebuie să avem grijă și să-i ancorăm tot timpul pe elevi și pe tinerele generații în elemente care ne definesc originile și care ne raportează la adevăratele valori pe care noi le-am moștenit de la moșii și strămoșii noștri. Vă invit la o plimbare alături de mine prin țările Maramureșului, prezente aici, prin reprezentanții lor locali, și să vedem ce are frumos de oferit din colinde fiecare țară, din gastronomie fiecare țară, din frumusețea și priceperea și dăruirea meșterilor populare. Iată, ne-a ajuns în târgul de Crăciun și stăm de vorbă pentru prima dată cu o doamnă din Berința. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur că v-am întâlnit prima dată pe dumneavoastră și că aveți ocazia să ne prezentați din produsele muncii dumneavoastră. Poate vor fi cadre didactice care la școală vor vrea să facă cu copiii ce faceți dumneavoastră, să transmiteți mai departe, într-un fel, cu ce vă ocupați, ce ați adus aici la târgul de Crăciun? La târgul de Crăciun, haideți, mergem nevoastră în față, am adus brâie, am adus păpușele, ia uitați-vă, făcute, așa ne ia, astea sunt pentru brad, ornamente lucrate de dantelă. Dar și păpușelele se pot pune pe brad, le-ați îmbrăcat în straie tradiționale. Da, le-am îmbrăcat în straie tradiționale, am făcut de asta pentru brad, străiți cu injeraș să margă copia corinda. Hai să le arătăm și telespectatorilor. Da. Trăistuțe cu îngeraș pentru colinda copiilor, a colindătorilor. Și am zadie de chioar făcută pe catifea, am două rochi de catifea lucrate. Adică dumneavoastră ne propuneți cumva, prin ce ați expus aici, și obiecte strict tradiționale, dar și pentru doamnele care vor să îmbrace motivele. Acum piața nu merge chiar pe tradițional, se cam asociază. Eu văd cam ce trebuie la piață și de ce le fac. Rochii de catifea, fac, nu, pentru fătuță un costumaș, astea pe brad, veste, n-am adus multe, că n-aș știu eu cum a fi. Da, păpușelele astea să știți că îmi plac foarte tare, foarte tare. Hai să le arătăm mai aproape la cameră, pentru că se pot face și în școli, da, cu copiii. Sunt bumbac, materia primă bumbac. Nu lucrez numai pe bumbac. Dacă vieți, tot timpul bumbac la mine aici făcut, nu lucrez numai pe bumbac. Nu-mi place plasticul, nylonul, nimic, nici dantelă. Toate dantele făcute de mână. De asta sunteți și meșter popular, pentru că valorizați materialele naturale pe care ni le oferă natura. Da, și am fost în multe târguri de atâți ani, 12 ani. Acționez la bastionul măcelarilor. Acum aveți un stand acolo? Am stand, da, de 10 ani. Uite, cei care vreți să vă cumpărați de la doamna din Berința și la bastionul măcelarilor, peste an vă găsesc, da? Să cumpere, numai să fie cu drag. Eu fost ori să ieșim în târguri anul trecut, când am văzut că e pandemie și nu ne-or mai scoate. Doamne, ce necăzit a fost! Da, bine că se rarefiază încet pandemia și că puteți să vă vindeți lucrurile. Ce mai mare bucurie când ești la târguri. Apoi e vând, e nu vând, dar să fiu... Să-mi fie apreciate cât de cât un pic lucrurile. Că vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și vânzare plăcută! Mulțumesc, oricum! Bună ziua! Bună ziua! De unde veniți dumneavoastră? Zona Chioarului, din Berchezoaia. Din Berchezoaia, de la zona Chioarului. Da. Și ce oferiți cumpărătorilor? Costume tradiționale cu sute din ciur, cu mână, sticluțe îmbrăcate, păpuși îmbrăcate, cămăși de bărbați, de femei, veste...
Vrem să ducem tradiția mai departe. V-ați gândit să implicați și tinerele generații, vă implicați în activitățile de la școală, de acolo? Da, mai sunt care vreau să învețe, să se ducă tradiția, le arăt cu foarte mare drag. Ciurul ăsta tăiat este ceva care tinde să fie din ce în ce mai mult pe cale de dispariție. Broderia aceea făcută de mână, cam cât, arătați-ne ceva din... Aici este de ciur tăiat și cum da. Da, și cum spolele pe mine, da. Tăiat. Da, da, da. Și zade din zona Chioarului, cum purtau bunicii, bunica... Asta este specifică, zona specific Chioarului zona Chioarului. Foarte veche, cu da. Purta bunica. Mai țeseți așa ceva la război? Acum nu. Nu se mai face. Acum încerc să duc tradiția mai departe, să fac, să învăț și eu să o țes în război. De acum înainte, să ducem tradiția. Bine. Să aveți spor la vânzări. Vă mulțumesc, tare mult. Am găsit-o și pe doamna director, pe Monica Mare. Bine te-am regăsit. Bine ați venit la noi în sat. Ce ne oferi anul acesta de Crăciun în Maramureș? Atât pe acea ediție sperăm să fie una cu noroc. După ce anul trecut a fost o ediție online, acum iată că am reușit să ne adunăm aici în satul de pe deal cete de colindători din toate țările Maramureșului, primării gazdă, de asemenea din tot Maramureșul, care așteaptă colindătorii cu colaci, mere și nuci. Ne-am gândit să fie o ediție mai specială, așa că avem reprezentanți din Țara Codrului, din Țara Chioarului, din Maramureșul Voievodar și din Lăpuș și de asemenea o noutate pentru Crăciunul în Maramureș este Târgul Meșterilor Populari și a Producătorilor, pentru că noi așa se apropie sărbătorile de iarnă și poate moșul are nevoie de niște ajutoare, așa că aici la noi la târg puteți găsi ceva frumos pentru cei dragi făcuți de mâinile pricepute ale meșterilor din Maramureș. Îți mulțumesc pentru cuvintele tale. Noi o să continuăm plimbarea pe aici prin sat și tare mi-aș dori să întâlnesc și niște copii, niște dăscălițe, să vedem ce găsim. Cu siguranță sunt coconi frumoși și însoțiți de dascălilor, așa că parteneriatul școală, muzeu, instituțiile de cultură este funcțional. Îți mulțumesc pentru prezența ta la EduCultura. Cu mare drag. Iată, ne ajungi la o doamnă meșter popular din Baia Mare. Bine ați venit la EduCultura. Bine v-am găsit și bine ați venit la noi în Maramureș. Să știți că mi-au atras atenția exponatele dumneavoastră, puțin stilizate, de exemplu, îngerașii aceia de acolo și am să rog domnul cameraman să facă un cadru acolo pe îngerași. Sunt din bumbac? Da, sunt din bumbac, e o tehnică nouă, tehnica se numește macrame și e o tehnică cu noduri, care... Și mai de mult se folosea la ștergarele, la terminațiile ștergarilor făcute în casă. Sunt niște noduri și apoi vine bumbacul scălmânat, ca și cum se făcea cânepa, și apretat și devine așa, niște ornamente pentru brad. Ce mai vindeți? Vând podoabe de brad și podoabe pentru brad, văd că și bijuterii dumneavoastră da, le faceți. Și podoabe pentru femei, da, bineînțeles, sunt podoabe sau bijuterii pentru femei care se pot purta acum sau în tot, pe tot parcursul anului, nu numai de văd aici Crăciun. Niște brâie foarte frumoase da. Care se pot folosi și la ținute moderne, da, da. Asociate cu ținutele moderne. Ia uitați-vă, dragi telespectatori. Sunt brâie cusute în punct cruce sau diferite tehnici de mai de mult. Sunt foarte frumoase, foarte, mulțumesc. Foarte frumoase. Mulțumesc. Se pot lua foarte frumos la rochii negre, scot talia, da. Doamnelor, în evidență. Da, și am făcut, fac mult din pânză de casă, pentru că eu am crescut la țară și am învățat tot de la mama mea, tot ce înseamnă lucru de mână și încerc să... reutilizez țesuturile de mai de mult, pentru că avem și țesuturi din cânepă care astea se păstrează. Astea sunt niște plicuri da. Pe care le faceți pentru da. Doamne, domnișoare, da. Tot așa din pânză și... țesută la război. Da, da, din pânză de cânepă, care astăzi cânepa. Nu cred că prea da. Este. Am mai început să fac și ceva tablouri cusute pe fir. Mie îmi plac foarte mult, așa numai cu contură, nu am pus cum se făcea înainte goblenurile pline. Vă mulțumesc foarte mult și să aveți vânzare plăcută. Mare drag, o zi bună să aveți. Mulțumesc. Să vă petreceți bine. Mulțumesc. Și
cele pe care i-am întâlnit dintre colindători au fost copii de asfalt, așa cum zicea cineva, dar copii cu care s-a lucrat foarte mult, copii de la Palatul Copiilor, și o am alături pe doamna Seraz. Bună ziua, doamna Seraz! Bună ziua și ne bucurăm ca să suntem împreună la așa un eveniment frumos, Crăciun în Maramureș. Ce ne colindați? Astăzi o să vă colind împreună cu coconii mei. Astăzi s-a născut Hristos. Ne cântați? Ne colindați? Colindăm. Hai. Primim. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel în fășețel, în scutec de bumbăcel. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Noi colinda o gătăm și plata o așteptăm. Mere și nuște niza, noi nu ne-am supărat. Și cocuțul primim, că și la anul zânim, la anul și la mulți ani. Vă mulțumim pentru colind. Să știți, dragilor, că voi ați colindat și colindul vostru o să ajungă în casele multor maramureșeni și nu numai. Multă lume o să asculte colindul vostru și vă felicit, doamna Seraz, pentru că eu n-aș fi zis în veci că pruncii ăștia sunt din Baia Mare și nu-s din vreun sat. Da, toți copilașii sunt din mediul urban. Așa ne-am întâlnit odată cu îndrăgitul interpret Grigore Leșe și au spus că sunt copii de asfalt. Deci de acolo vine. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată și cu gurițele voastre, cu vocile voastre, să încântați cât mai multe urechi și cât mai mulți ascultători. Și succes în continuare! Dragi telespectatori, am alături de mine niște persoane dragi sufletului meu care întotdeauna au ceva de spus pentru cultura noastră maramureșană. În primul rând vreau să-i urez bun venit emisiunii Educultura Iulianei Dragoș. Bine v-am găsit, mă bucur pentru prima dată în emisiunea voastră și sunt tare... Hai tu că te mai aștept și altă dată! Vin cu mare drag! Știți că avem foarte mulți copii din Baia Mare care urmează cursurile de dans, canto și instrumentale la Ansamblul Folcloric Național Transilvania și neapărat vreau să vin să vorbim despre ei. Și să ne chemi când au reprezentații frumoase. Da, cu mare drag și mă bucur că prima noastră colaborare începe cu cea mai frumoasă sărbătoare a poporului român, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea Crăciunului. Și sunt bucuroasă cu o sărbătoare așa frumoasă, este prezentă în emisiunea voastră. Cu ce artiști debutează astăzi pe scenă Ansamblul Transilvania? Aici, în Muzeul Satului, satul de pe deal, satul din inima orașului Baia Mare, în cadrul evenimentului Crăciun în Maramureș, organizat de Consiliul Județean Maramureș, alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Muzeul de Etnografie și Artă Populară Maramureș, dar și Centrul Județean pentru Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan. Noi refacem atmosfera din satele tradiționale, din vetrele folclorice ale Maramureșului, județul cu cele patru țări. Maramureșul Voievodar, Țara Chioarului, Ținutul Codrului și Țara Lăpușului. Alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, am invitat-o pe Voichița Nemeș Andreica, prietena noastră, și prietena așa, mea. Pe Alexandru Pop, care l-avem și pe el, tot un maramureșan fain și așa foarte iubit de public și de oameni.
Apoi vine Vasile Pop din Țara Chioarului, Onișor Pop și mulți, mulți tineri soliști care s-au format în cadrul ansamblului și sunt alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, Gabriela Ardu-Sătan, Sonia Rațiu, Ionuț Uivaroș, Florin German, Livia Neagnistea, Mariana Cușner, Natalia Cosma, pe toți vreau să-i spun aici și vreau să vă spun că toți sunt ai noștri și ne sunt dragi. Iuliana, eu te felicit pentru toată munca pe care tu o depui pentru conservarea tot ceea ce are autentic Maramureșul și sper să stau de vorbă cu cât mai mulți dintre invitații tăi și acum te scutim că știu că ești, se trage de tine în toate părțile. Îți mulțumesc pentru prezență. Eu vreau să le mulțumesc acestor două cocoane faine. Uite cât îți e mândre. Hai să le întrebăm cum le cheamă. Să le vadă părinții la televizor. Uite, o să vă vadă bunicii și părinții la televizor. Cum vă cheamă? Carla. Oh, Carla îmbrăcată, bine ești îmbrăcată, Carla. Și pe tine? Ioana. Ioana și Carla, bine. La ce școli sunteți? Eu în Săpânța. În Săpânța și tu? În Strâmtura. În Strâmtura? No, bine, ați venit atunci în Baia Mare. Mulțumim, Iuliana, și te scuzăm să te retragi cu treburi organizatorice. Cu mare drag, întotdeauna alături de voi și vreau să urez tuturor maramureșenilor un Crăciun fericit, cu pace și bucurie. O să ajungă urarea ta în casele maramureșenilor prin intermediul postului Maramureș TV, cu siguranță. Te pup. Doamne ajută! Doamne ajută! Vechița, tu ești prietenă dragă sufletului meu și nu de acum. Vechița este o prietenă de cursă lungă, da, din vremea liceului, când urcam amândouă pe scenă, eu cu folcul, tu cu populara. Și vreau să vă spun că întotdeauna Voichița a umplut cu vocea ei sala de la Școala de Muzică George Enescu din Sighetul Marmației și n-avea niciodată nevoie de microfon. Niciodată. Voichița, te rog, știu că e frig, știu că toate condițiile de aici sunt improprii pentru o voce bine încălzită, dar tu ești de scăliță și întotdeauna te-ai raportat la un act cultural de calitate. Vreau să-mi colinzi puțin pentru toate dăscălițele din județul nostru și nu numai. În primul rând, aici, în partea asta, la altă. Mulțumesc pentru că apar și eu așa, pentru prima dată la tine în emisiune, că am tot vorbit, dar vezi cum e. Avem multe, vrem să facem multe și le facem așa pe rând, sau poate cum trebuie să le facem, atunci când le vine rândul și când e mai bine. Hai să încerc să colind. Da. Ceva de la tine de acasă. Bună seara lui Crăciun, primește-ne gazdă bun. Noi n-am zinit nici un rău, lăudăm pe Dumnezeu. Am zinit că am auzit, am zinit că am auzit, că s-a născut Fiul Sfânt, oare unde e pe pământ? La râul lui Iordan și lobotele Zatioan, Iordan îl ține-n brață, Sfântul Ioan îl botează. Mândru nume eu aflat, mândru nume eu aflat, Iisus Hristos luminat, Iisus Hristos luminat. Și eu pus nume frumos, Domnul nostru Iisus Hristos. Rămâneți gazde cu pace și cu sănătate. Îți mulțumesc, foarte frumoasă colinda și prima dată când o aud. De unde ai cules-o?
Colinda asta o știu de la domnul Ștețiu Petrică, de la învățător, da. Da, și nașul meu de cununie. Știți cum, cu oamenii care cunosc lucrurile, de la ei m-am inspirat și el mi-a spus-o. Da, îl salut pe domnul Ștețiu și urez sărbători frumoase și binecuvântate alături de familie. Voichița, îți mulțumesc pentru prezență și eu abia aștept să vii odată la emisiunea Educultura însoțită de copiii tăi, pentru că tu faci acolo o chestie foarte faină în Vălenii. Cu mare drag, să sperăm că trec toate perioadele astea grele și ne reapucăm. Auzi, oamenii cântă și în perioadele grele. Te aștept și în perioada asta grea. E greu să-i adun pe copii și să-i duc. Dar mergem noi la tine acolo. Asta e mai bine, vă aștept cu drag. Mergem bine. Îți mulțumesc pentru Colindă și cu siguranță privitorii vor fi foarte încântați să te audă live cu o Colindă nouă. Eu îți mulțumesc și vă aștept în Văleni. Să vii a Colinda în Șișești. Exact, să veniți a Colinda să vedeți exact cum se desfășoară toate obiceiurile și toate tradițiile. Îți mulțumesc, Voichița, pentru invitație. Te pup. Du-te că te așteaptă. Mai l-am lăsat la urmă, dar știți cum e, nu oricum l-am lăsat pe cel care cântă mult la mine în mașină. Să rămână. Alexandru Pop, mă bucur că e prima dată când noi ne vedem și când am ocazia să stau de vorbă cu tine. Astăzi o să-ți propun să fii foarte serios și foarte spiritual, pentru că... Să știți că paradoxal, eu sunt un tip foarte serios. N-am avut niciun dubiu. Neserioși sunt cei care îți scriu versurile, nu tu? După ideile mele. După ideile tale, ok. Alexandru, Cristian al meu, băiatul meu, mi-a vorbit foarte frumos despre tine și... Salutăm pe Cristi. Ne vedem în iulie. Da. Și aș vrea să colinzi ceva pentru telespectatorii. Cu mare drag, înainte de a colinda, dați-mi voie sau urez tuturor celor care ne urmăresc un Crăciun cu pace, cu tihnă și măcar acum, de Sfintele Sărbători, să ne întoarcem la credință, la propriu, la cea divină, iar la figurat să strângem brațe ceea ce iubim cu adevărat, să lăsăm răutățile și toate cele rele ca să ne putem bucura de textele colindilor. Doar așa o să ne bucurăm, altfel n-avem cum. Uite, știi ce-ți propun? Să-i faci un cadou lui Cristian, să-i dedici Colinda care o vei cânta pentru micuța lui, că el deja este tată, da. Pentru Maria și pentru toate, și pentru toate fetițele care poartă numele de Maria acum în preajma Crăciunului. Desigur, o să interpretez o colindă din repertoriul meu, pe care... Am creat-o păstrând noțiunea de colindă, pentru că astăzi nu mai putem colinda, adică putem colinda, dar ca și artiști trebuie să venim în fața publicului cu materiale proprii. Uh-huh. Și atunci când cântăm în repertoriul celorlalți artiști, nu le prea convine și trebuie să ne silim și noi cei mai tineri să facem ce-au făcut ei, să culegem, da, sau normal. Să creăm. Tocmai de aceea, așa, pe scurt, o colindă în repertoriul meu. Hai. Din Duh Sfânt cuvânt și din Fecioară, Domnul Iisus pe pământ coboară, tuturor aduce bucurie, El-i cel ce trebuie să zie. Asta-i sara care adună sara de Crăciun, multe suflete împreună, sara de Crăciun. Pe la uși, pe la ferești, sara de Crăciun. S-aud glasuri îngerești, sara de Crăciun. Vântul bate, brază s-ncărcați, tăți coconii s-îmbujorați, ici colo cât o sanie cu cai, cu stăpânii gătați ca niște crai. Asta-i sara care adună sara de Crăciun, multe suflete împreună, sara de Crăciun.
Pe la uși, pe la ferești, sara de Crăciun. S-aud glasuri îngerești, sara de Crăciun. Să ajungeți gazde de multe sfinte sări, ca sara din neasară și ca sara de Crăciun. Doamne ajută și Crăciun cu pace și cu liniște în suflete. Îți mulțumesc, Alexandru, și îți mulțumesc pentru mesajul Colindei. De unde ai cules-o? După cum am spus, noi, generația mai tânără, trebuie să le creăm. Ai creat-o tu. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. E scrisă de o vecină de-a mea textul, iar linia melodică mi-aparține. Vecina îți scrie toate textele? Și vecina și soția. Ele sunt așa un pic mai serioase ca mine, dar uite că au și inspirație serioasă. Da, da. Să aveți sărbători frumoase, să petreceți frumos Crăciunul alături de cei dragi și noul an să vă aducă doar sănătate. Vă mulțumesc, asemenea, doamna Natalia, multă sănătate și tot ce gândiți cu gândul să vi se împlinească. Să rămân. Uai! Uai! Ce urare! Mulțumesc! Da, Doamne ajută! Doamne ajută! Vă las acum, dragi telespectatori, în compania băieților din Vișeu, care vor prezenta un Viflaiem? Da, Viflaiem. Sunt aici cu Viflaiemul din Vișeu. Haideți să-i ascultăm! Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Am văzut pe prunchi sus, prunchi sus din cer venit, Fiul Dumnezeiesc, Fiul Dumnezeiesc, cine sta cu el? Domnul mititel, sta Maria Maica Sfântă, sta Iosif cu fața-i blândă, sta și se închina, sta și se închina. Ce-avea de-așternut micul nou născut? Ieselea era culcușul, fân și paie așternutul. Ieselea era unde Domnul sta. Ce palat era unde Domnul sta? Peștera străină rece, peștera de dobitoace, palatul era unde Domnul sta. Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Vă mulțumesc și să știți că tot ceea ce ați transmis prin colindul vostru va ajunge în sufletele și în casele multor oameni care se uită la emisiunea noastră. Să aveți sărbători frumoase! Mi-e tare drag când întâlnesc aici, în marea asta de oameni, cadre didactice pe care le putem și găsi în școli și știm că și acolo se ocupă cu conservarea a tot ce are Maramureșul frumos. Iată alături de mine o dăscăliță, profesoară de franceză din Petrova. Bine ai venit la Educultura! Bine v-am găsit, vă mulțumim pentru că ați oposit în curtea casei Bileașcu din Petrova. Spune-mi, te rog frumos, ce-mi propui pentru emisiunea mea? Noi acum vă propunem un joc al dracilor, o secvență din întreg Viflaiemul, care se desfășoară an de an la Petrova pe data de 25 decembrie. Hai să-i vedem. Să știi că mi-au atras atenția prin faptul că au aceste costumații, hai un pic apropiate, au aceste costumații foarte nonconformiste pentru Maramureș. Sunt făcute manual,
din generație în generație și sunt făcute în casă. Deci astea nu sunt ceva inovație, asta e vechi chiar. Da, deci la Petrova așa era costumația dracilor de foarte, foarte mulți ani. De zeci de ani. Bun, no, hai să-i auzim pe băieți. Rob, te-am trudit! Nimic n-am isprăvit! Rău mă bate luciferul, ce e tare ca și ferul, dar să vin slujirea mele și mă sfătui cu ele! Tărătă-tă! 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 Ce e la ce-i special, ce ești așa cu dor? Dar ești voie bună de buciu mutare sună, dar nu e supărat de sunt artempla! Spune la ce-i cu tine! Și atâta pâine, și atâta pâine, și atâta pâine! O, dar v-ați slujirea mele, am de pocrii de jele! Că păi de când umblăm pe nimeni nu capătăm! De ce v-am ceva, ce mă mare sfat? Vă nu te-am făcut cu leoc, te-am făcut, înger să refăzând, alea că nu mă urâng. Am noroc că nu fricot, de acolo bună în jos. Aici nu-i ce-i spăvii, că nu lasă îngerii. Hai să ne ducem în iad, să ție un mare sfat. Studiați-vă sării, păi sus am potobit. Că ne vinge rămânia, pe putere nu mă avea. Al nostru! Băi, că răși plăteva, fără e ca lucram. Ce n-am la ochii mei, fără e la mă pune veri. Și mă gata rău, că rău, cu geam, cu care rău. Să ne zgura să stai la, și ne spateți pe mine. Vreau să le vă reatat, și băi, că l-am mai sfârticat! Tu mă vrici așa înfocat! Vine și prof Nicolae, uite și băgăiește în păze frunce! Să nu poată grei multe! Băi, că... Băi, voi că cele tărbogăiește de mătri hor! Zonii iadului, îngerii păcatului, cu toți veți fi de micați! Pe oameni să nu înșelați! Băi, de mine și de mine! Aici așa nasi mine! Aici îngerii ne strigă! Și ne iad! Avem pălincă! Și sus viu de rămâne! Aici așa e nasi bine! Vai de mine și de mine! Solă gazdă din pătuți, florile de albe și ne dă un colăcuț, florile, florile d'albe, că mămuca n-o făcut, florile d'albe, sâtădea să n-o avut, florile, florile d'albe, păcând sunt o căpătat, florile d'albe, covata i s-o crepat, florile, florile d'albe, când covata o domit, florile d'albe, cu chiorul i s-o urnit, florile, florile d'albe, când cu chiorul o lipit, florile d'albe, Crăciunul o și-l vinit, florile, florile d'albe, florile, florile d'albe. Rămâi gazdă sănătoasă, că ai primit colinda noastră și la anul când vinim sănătos să vă găsim. O am alături pe doamna director de la Centrul Cultural din Vișeu, pe doamna Anuța Pop. Bine ați venit la EduCultura! Bine v-am găsit și dumneavoastră bine ați venit în gospodăria noastră. Iată, astăzi ne bucurăm să fim în calitate de gazdă, să fim prezenți la această sărbătoare a tradiției, la Crăciun în Maramureș, și să aducem cu noi de la Vișeu de Sus o părticică din ceea ce înseamnă costumul, obiceiurile, colindul străvechi și, bineînțeles, bucatele alese. Hai să ascultăm pe colindătorii voștri care ce o să ne colinde. O colindă frumoasă, moroșănească, dișăonească, cum spunem noi, dar pe care o cunoaște de fapt toată lumea și vă invităm pe toți să colindăm alături de fetele noastre. Haideți! Ce veste minunată în viflai cerul străluce în
biflaim să se înscrie într-un mic sălaș lângă acel oraș s-a născut Mesia. Vă mulțumesc pentru colindă și să aveți sărbători frumoase, să transmiteți și familiilor voastre multă sănătate și anul nou să vină cu multe bucurii și cu sănătate în casele voastre. Vă mulțumim din suflet, sărbători cu pace și lumină și dumneavoastră și tuturor celor care ne privesc și celor care au primit, iată, prin intermediul dumneavoastră colindul nostru. Deci, n-am putut să ies din satul acesta, maramureșan, fără să vi prezint. Eu, mie mi se pare că sunteți cei mai bărbați de aici, să știți. Pentru că mi se pare și că sunt și cei mai chinuiți. Ce cu dronge sau cum li se spune? Dube. Dube? Spune-mi câte kilograme ai pe tine? 85-90. 85-90, eu cred că sunt mai multe kilogramele care le porți decât le ai. Da. Tu ale tale. Da. Așa-i? Eu am 65 și dubele fac 90-80. Nu vă supărați, deci mi-a atras atenția că stau săraci numai îndoiți. Hai să văd, tu câte kilograme ai pe tine? 70. Și tu ale tale câte sunt? 62-63. V-am zis eu că-s bărbați. Tu? Hai aici să te vadă lumea la televizor și pe tine. Vă 53, cam așa. 53 de kilograme porți cu, cum ai zis că se numesc, dube? Dube. Cu dubele astea? Foarte tare. Și ale tale câte sunt tu, ale tale, dacă te urci gol de ele pe cântar? 54. Băi, sunteți puternici, oameni de munce, nu așa? Tu? 35. Ale tale? Mai micuțe. A fost mai șmecher anul ăsta. No, eu nu cred că vă puteți și scutura cu ele, dar mă duc să vă las să vă faceți un pic numărul. Pune la micu, la micu, la micu. Ia micu, ia aici, ia. Cum ești? Ești elev încă? Da. La ce școală? La școala gimnazială numărul 1, din Mișel Iisus. Super! De câtă vreme ai învățat să porți dubele astea? De multă vreme. De multă vreme, de când erai mic, așa-i? No, hai să vă văd. Ia, faceți-vă un picuț numărul. No, nu vă supărați, ăștia când se scutură se aude, sună Maramureșu. Super, dar cu voi ce-i? Cum v-ați îmbrăcat așa? De jid. Cum? De jid.
De jir suntem îmbrăcați. Voi sunteți jizi? Da, da. Serios, dar de multă vreme a apărut treaba asta cu jucării pe voi. De foarte multă vreme purtăm așa ceva. Da? De ani de zile purtăm așa ceva. Deci fiecare an tot le mai facem, le mai schimbăm, le mai modelăm. Deci ei sunt jizi. Suntem alea de la Vișeu de Sus. Voi sunteți tot din Vișeu de Sus? Da. Câți ani ai tu? Ții. Câți? 8 ani are, nu poate vorbi. Ai 8 ani? Roberto îl cheamă. Roberto, de 8 ani! Ia scutură-te că văd că ai aici un balon din ăsta și tu. Scutură-te, sari în sus. Sari în sus, hai. Sari. Așa, bravo! Ia puneți masca să te vadă lumea așa fioros la televizor și dumneavoastră. Deci voi nu vă scuturați, dar tigaia ce simbolizează? Asta e pociunioc. Deci care om vrea să pui un leu, doi, depinde cum vrea omul, cât vrea. Epide, dacă nu umbli cu ea așa în mână, nu știe lumea ce simbolizează. Deci, dragii mei, care vreți să-i puneți aici un leu, 2 lei, 5 lei, pentru asta e tigaia, nu? Pentru asta am luat-o din casă să nu mai bea în casă. Am înțeles, uite, alt jid. Hai, apropie-te, te rog. Mai să... Bă, că sunteți mai mulți. Ai, cea tigaia are clopoței, ia uitați-vă, e mai șmecheră. N-a nimic în tigaie, n-a pus mine, n-a nimic. O mai pus și n-o mai pus. Bă, că ai pe aici din astea care au fermoar, poate le-ai mai ascuns. Super, bine, să aveți sărbători frumoase, Crăciun fericit la toată lumea. Un fiu mândru și plăcut și în pace a născut. Un fiu mândru și plăcut, razele pe cap luceau, sărașul iluminau, razele pe cap luceau, sărașul iluminau, mândru nume ce i-au pus, Iisus Hristos Domn Iisus, mândru nume ce i-au pus, Iisus Hristos Domn Iisus, mândru nume ce i-au dat, Iisus Hristos Împărat, mândru nume ce i-au dat, Iisus Hristos Împărat, Împăratul cel ceresc, într-un sălaș pământesc, Împăratul cel ceresc, într-un sălaș pământesc, îngerii s-au adunat și mărire i-au cântat. Îngerii s-au adunat și mărire i-au cântat. Mărire întru cei de sus, pace până la apus. Mărire întru cei de sus, pace până la apus. Mărire întru cei de jos, pace până la Hristos. Mărire întru cei de jos, pace până la Hristos. Lăsăm pe Dumnezeu cu dumneavoastră. Dați-mă liniștiți că încă de-am omul. Acesta a fost corul bărbaților din Mireș. Îl salutăm pe domnul primar Mătieș. Este un grup.
de fapt sunt corindători, să nu vă închipuiți că nu mai sunt așa ceva în comuna Mireșul Mare, că dacă ne adunăm, nu știu de unde scoateți. Dar cum de i-ați adus numai pe domnii ăștia? Păi acum nu-s numai ei, că mai sunt. A, sunteți mai mulți aici, răsfirați, v-ați dus să colindați și pe la. Ce să vă spun, că m-am rămas surprins când am aflat că deja cei de la grădinița din Tulgheș au sărbătorit împreună cu cei de la Consiliul Județean începerea evenimentului acum vreo două zile. Așa că să știți că deci între cei care au șanse ca să aibă etnici în comunitate este un multiculturalism. Aici este un alt fel de multă cultură, o multă cultură, să zic așa. Transmiteți-le că sunteți singurul primar pe care l-am întâlnit. Transmiteți-le, vă rog, un mesaj de suflet, nu politic, pentru toți telespectatorii emisiunii EduCultură. Vreau să vă spun că nu sunt singur, primul rând că nu sunt singurul primar de aici, suntem. După dumneavoastră v-am văzut. M-ați întâlnit și ar vrea ca să aibă sărbători fericite toată țara asta și mult pace în suflet. La fel vă doresc și eu din partea tuturor. Lopă de Corinda! Din tot de la Mireș. De unde sunteți, copilaș? Din Cărbunar. Din Cărbunar. Ia spuneți, pentru toți telespectatorii emisiunii EduCultura, sărbători frumoase, tare, toți în cor, haideți! Sărbători frumoase! Dragi telespectatori, aici în satul din Baia, din inima Băii Mari, l-am întâlnit pe Dan Leș. Bine ai venit, Dan Leș! Mulțumesc pentru invitație, suntem chiar în comuna noastră, de acolo, din țara Chioarului, cum ar veni, la noi acasă. Pentru că tu ești o prezență plăcută și destul de prezent, ești destul de prezent la emisiunea mea, am avut mai multe ediții realizate la tine acasă, aș vrea să-ți ofer privilegiu să transmiți maramureșenilor și nu numai, toți privitorilor emisiunii EduCultura, un mesaj cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun, pentru că îmi place mult felul în care tu te raportezi la spiritualitate. Da. Cumințenie. Faptul că ne deschidem sufletele acum în ajun de Crăciun și oamenii sunt transformați de acest miraj, de acest prunc Hristos care intră în casă și în inimă, cred că ceea ce putem noi face este să ne cumințim și să ne apropiem cât mai mult de tradiții. De acele colinzi autentice, de acei colaci făcuți pe vatră, de acei bătrâni care încă mai știu să ducă cu sfințenie aceste sărbători de Crăciun și să fim mai buni. Mulțumesc pentru că m-ați invitat. Îți mulțumesc și te aștept cu colinda. Ați trimit locația și te aștept cu soția și cu copilul la colindat. Și eu vă aștept pe toți acolo, suntem la Baia Sprie. Mulțumesc pentru urări. Organizezi ceva la Baia Sprie la tine? Doar pentru oaspeții care au fost acolo invitați, au închiriat tot și anul ăsta suntem mai restrânși. Deci din exterior nu mai e loc. Așa cer oficialitățile. Am înțeles. Să ai sărbători frumoase. Mulțumesc, Dan. La fel. Mulțumesc.
Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Educultura și pe final aș vrea să-i lăsăm pe brondoșii din Baia Sprie să se scuture, să împrăștie toate spiritele rele din sufletele noastre, din casele noastre, din apropierea gospodăriilor noastre, pentru că, deși ei, de fapt, simbolizează forța răului, menirea lor atunci când este Crăciun e să se scuture și să alunge spiritele rele. Haideți, băieți, și Crăciun fericit! Yeah.